Crimă oribilă în județul Bacău, doi copii de 4 luni, respectiv 5 ani, au murit după ce au fost înecați chiar de propriul tată. Bărbatul a avut o ceartă cu soția și a amenințat-o că se aruncă într-un râu la barajul Bereș din localitatea Apâncești. Mai multe detalii vine domnul Dan Antonescu de la specialist criminalist. Vă salut cu respect, bună ziua! Bună ziua! Așadar, nu vin cu mai multe detalii, vin doar cu ce am aflat din mass media. Într-adevăr. Și în mod firesc am putea face o paralelă, o tragică paralelă între ceea ce s-a întâmplat la Timișoara și ceea ce urmărim acum că se întâmplă pe ecrane și acolo la locul tragediei. Ce semnifică un astfel de ces, domnule Antonescu? Asta voiam să fac. Dacă la Timișoara aveam de-a face cu, în opinia mea, ancheta o va confirma sau nu, cu o femeie disperată, cu o femeie care n-a știut cum să gestioneze o stare de pericol creată prin amenințări, din afirmațiile apropiaților, spun asta, dincoace avem de-a face cu un soi de crimă din răzbunare. Dacă și tatăl copiilor a murit, avem de-a face cu o crimă urmată de moartea autorului, dacă nu este un omor calificat și un omor comis din răzbunare. El a amenințat-o pe mama copiilor, soția sau concubina, nu știu care este calitatea, care este relația dintre ei, a amenințat-o că va omorâ cei de cu doi copii. E clar că a existat un conflict conjugal pe care el s-a gândit să-l rezolve prin această manieră absolut de neînțeles, ca să nu spun tot aberantă, așa cum am spus și despre gestul de la Timișoara, pentru că nici acolo nu se justifică sub nicio formă uciderea propriilor copii pentru că tu ai o problemă. Rezolvă problema ta, lasă copiii în pace. Ar mai fi putut să facă ceva mama copiilor? Dacă vorbim despre Timișoara, acolo am spus și la dumneavoastră pe post și în alte ocazii, urmează în mod firesc o expertiză medico-legală psihiatrică post-mortem, bazată pe, dacă există antecedente medicale psihiatrice, dacă nu, pe declarații, pe analizarea mesajelor, comunicării dintre această femeie și cei cu care era apropiată sau cu care avea diverse probleme și de abia după aceea se poate trage o concluzie. Pentru că am discutat și au afirmat și specialiștii în domeniu că acest instinct matern de a-ți apăra copilul sau copiii, dispare numai în cazul unei probleme psihiatrice majore. Dar de ce mereu acești criminali, dacă putem să-i denumim așa, apelează la a face rău copiilor până la urmă? Este o modalitate egoistă sau nici nu știu ce cuvânt să aleg ca să-i cataloghez pe acești indivizi. Nu au capacitatea să rezolve o problemă decât făcând rău altora. Am spus, am discutat cu foarte mulți aparținători ai unor sinucigași și de fiecare dată i-am întrebat dacă au observat niște schimbări, dacă aveau posibilitatea să prevină ei prin anunțarea fie a poliției, parchetului sau a unităților medicale cu o internare forțată și așa mai departe. Dar majoritatea mi-au spus, dom'le, ne-a fost jenă. Cum să-l duc la un control psihiatric? Să creadă lumea că e nebun? Asta este o tare, este o mare problemă a societății noastre. Teama de acest stigmat a fost la psiholog, a fost la psihiatru. E clar că nu e sănătos la cap. Nu e adevărat. Sunt foarte mulți oameni și mai ales în contextul acesta al problemelor din ultimii ani, doi ani să le spun așa, foarte mulți oameni au probleme mai mici sau mai mari, de o amploare mai mare sau mai mică și aceste probleme încearcă să și le rezolve singuri. Unii reușesc, au capacitatea aceasta, așa cum sunt autodidacții în anume domenii, așa reușesc să-și educe psihicul. Dar alții nu și ajung să comită și astfel de gesturi. Nu spun că problemele pe care le-au avut sau care au apărut în ultimii ani îi cumva exonerează de răspunderea pentru ceea ce au comis acum, câtuși de puțin.
Da, deocamdată informațiile sunt în curs de actualizare. Vom urmări și vom reveni cu imagini și informații cu siguranță pe parcursul jurnalelor viitoare. Dan Antonescu, în direct pentru știrile Băunu TV. Mergem mai departe.